Amin, slăvit să fie amin, Domnul. Amin. Ce bucurie mare am pe acest pământ, lumină și viață și Duhul Tău cel Sfânt. Nu umblu la întuneric, căci Tu mi-ai dat lumină și Duhul Sfânt într-una, pe cale e cu mine. Și nu umblu la întuneric, căci Tu mi-ai dat lumină și Duhul Sfânt într-una, pe cale e cu mine. Și ce minune mare în Domnul am găsit, mergând pe această cale, lumină mi-ai gătit. Eu nu mă obosesc, mergând pe această cale, căci Duhul Sfânt mă ajută și îmi dă înviorare. Ce bună-mi pare calea când pot să merg pe ea, credința și cuvântul și Evanghelia mă umplu de putere, de pace și iubire, căci Domnul e cu mine, eu singur nu mă tem. În calea aceasta bună, în calea lui Iisus, la capăt e cununa și locul cel promis. Acolo este locul, spre el călătoresc. Și când eu voi ajunge, vreau să mă odihnesc. Pe cale sunt cu Domnul, cu El vreau să mă duc. Și Duhul Sfânt într-una mă face să-L ascult. În marea împărăție a Domnului Iisus, curând eu voi ajunge și cred că nu-i prea mult. Iar pentru aceasta, Doamne, Iisuse, Te-aș ruga ca toată adunarea s-o duci în casa Ta, la locul de odihnă, în noul paradis, să fim întotdeauna în casa lui Iisus, la locul de odihnă, în noul paradis, să fim întotdeauna în casa lui Iisus. Amin, Doamne, ajută-ne!